Sistemul de iluminat modern se extinde pe străzile municipiului Iași. În ședința ordinară a Consiliului Local de miercuri 23 august 2023 a fost supus votului proiectul privind abordarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul achiziționarea și instalarea corpurilor de iluminat cu LED cu eficiență ridicată, înlocuire, modernizare, puncte de aprindere, console, accesorii, conductoare, conexiuni, izolare, cleme și armături. Sunt foarte multe proiecte pe ordinea de zi, dar importante toate aceste proiecte. Vorbesc despre modernizarea iluminatului public pe zeci de străzi, peste 70 de străzi. Noile corpuri de iluminat vor fi amplasate pe următoarele străzi și bulevarde: strada Lascăr Catargii, strada Vasile Alexandrii, strada Teodor Burada, strada George Enescu, strada Gavril Musicescu, strada Costache Negri, strada Bărboi, strada Arcului, șoseaua națională, bulevardul Chimiei Malstâng, strada Tabacului, șoseaua Bârnova de la șoseaua Bucium la limita administrativă, strada Libertății, strada Bradului, strada Cerna de la bulevardul Alexandru cel Bun, strada Sfântul Procopiu, strada Strămo strada Costă Chescu, strada Bertlo, strada George Coșbuc, strada Dumbrava Roșie, strada Toma Dumitrescu, strada Clopotari, șoseaua Voinește de la șoseaua Nicolina la limita administrativă, strada Gheorghe Asachi, strada Vasile Conta, strada Nicolae Bălcescu, strada Ciurchi, strada Oancea, strada Smârdan, strada Dudescu Pictorului, strada Pădurii, strada Ornescu, strada Tătăraș, strada Ion Creangă, strada Doctor Vicol, drum Aeroport, strada Petrețuțea, strada Cuzavodă, strada Săulescu, strada 14 decembrie, strada strada Petru Rareș, strada Sfântul Petru Movilă, strada Colonel Langa, strada Geme Cantacuzino, strada Costache Negruții, strada Lozonski, strada Cloșca, bulevardul Manjeron, bulevardul Chimiei Malstâng, bulevardul Regele Mihai I al României din Podul de Piatră, Podul Roș, Splaibahlui Maldrept, bulevardul Regele Mihai I al României din Podul Roș, bulevardul Tudor Vladimirescu, Splaibahlui Maldrept, bulevardul Chimiei Maldrept de la Podul Tudor Vladimirescu, bulevardul Regele Ferdinand I al României, Splaibahlui lui Malstâng, între Podul de Piatră și Podul Roș, strada Hantătar, strada Sarmi Segetuza, strada Toma Cozma, strada Muntenimii, strada Gării, strada Bacinski, strada Niciman, strada Ipsilantei, strada Albineț, strada Codrescu, strada Petre Andrei, strada Locotenent Stoicescu, strada Nicolae Bălcescu, strada Frederic, strada Fagului, strada Șipoțel și strada Tăcuta. Valoarea investiției este estimată la 8,9 milioane de lei cu TVA, durata lucrărilor fiind de 6 luni.